Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune către latura Middle Easter. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea, absolut toate videoclipurile, like-urile și comentariile sunt absolut, total, total gratuite. Bun, ați văzut deja din titlu, Ralu, te pup cu drag, ai cerut, m-am prezentat, am executat cu chiu cu vai. Da? Deci cu chiu cu vai. Um, întâi și întâi de toate, înainte să intrăm în subiect, eu acum când filmez este vineri și uh, port deja o variantă de layering um, Ce face parte din acest uh, top, clasament, best of da? Și avem Beirut de la Haifa, care, țineți-vă bine, da, vedeți bine și nu pentru că este un parfum slab. Nu, categoric nu. Mă obsedează aroma sa, cu toate că el vine în variantă de 115 ml, atât am consumat din el. E drept, are, am decantat din el 20 de ml. Da? Dar totuși, din 115 ml, până aici și am ajuns cu el. Și Empire Victor de la Hadlaj, însă atenție, varianta reformulată. Da? Am și prima variantă, aceea cu vanilie și mult ud, mult ud. ceva ud, dar udul acela animalic, dar și noua variantă, cea reformulată, care este acea prăjiturică de vanilie cu cremă de lămâie. Da? Și astăzi, pentru că, pentru că caniculă, port această variantă de layering. Lăsați-mi și mie, vă rog, în secțiunea comentarii ce, nu știu, ce parfum purtați sau ce variantă de layering purtați în momentul în care veți vedea acest videoclip. Și știu că multă lume mi-a mai lăsat în comentarii pe YouTube, v-am zis, încerc să răspund da, la fiecare comentariu, le citesc pe toate, Însă nu apuc să răspund la fiecare în parte. Da, exact cum v-am spus, este Empire Victor, da? varianta reformulată. Și da, am și prima variantă. Voi face și un clip de tip versus între ele, însă știu că multă lume mi-a spus cum testăm și noi. Dacă doriți să testați Empire Victor, indiferent că este această variantă sau prima variantă, sau nu știu, orice parfum vedeți aici pe canalul meu de YouTube. Uh, Scrieți-mi pe Instagram, în privat, veți avea link în bara de detalii sau dacă aveți cont de Facebook, la fel, veți avea link în bara de detalii către Freak Family, grupul meu de Facebook, care se face mare pe zi ce trece și încă o dată să rămână mult pentru treaba aceasta. Lăsați-mi un mesaj ori pe Insta, ori pe Facebook și decantez, da? Ca să aveți de unde să testați. Bun! Vă spuneam că, hai că sunt cât de cât în grafic, am top best of 20 Middle Eastern Layering Combo. Combos. Și pe repede înainte mi-am făcut și o listă în fața ochilor, da, cum să denumesc fiecare variantă de layering și să începem, deoarece pentru că și fiindcă e 20 și e multe. Pentru Uh, iubitorii, aș putea spune, deoarece este o variantă de layering unisex în, în umila mea părere, da? pentru iubitorii notei de ananas, și da, ați văzut deja aici, am această variantă de layering. Și da, țin invers sticluța, deoarece vorbim aici despre Honor and Glory de la Latafa, da? Și știți treaba cu YouTube, nu trebuie să mai arătăm sticle ce seamănă cu altceva și această sticlă seamănă cu altceva și uleiul Bushra de la, oh, de la Nassim, Dubai Collection, roș 25 pentru 10% discount. Treaba aceasta este mama ananasului gurmand. E drept, s-ar putea ca pentru cei sau cele ce, nu știu, cărora, mai bine spus, li se pare cam copleșitor acel crem brule de ananas. Să mai vii și cu ananasul din bușra s-ar putea să fie mult prea mult. Însă, eu una personal ador varianta aceasta de layering și, nu știu, nu mi se pare mult prea mult pentru seriile de vară, da? De exemplu. Pe 40 de grade s-ar putea să fie mult. Însă, ce fac eu pe 40 de grade? Îmi aplic bușra uleiul pe lungimea părului și pulverizez de câteva ori uh, and Glory de la Latafa pe haine. Și credeți-mă că miroase demențial. Da? Deci dacă sunteți în zona unui crem brule de ananas, fiind condimentat, aș putea spune, pentru că da, Honor and Glory are și o chestie fiind condimentată în el, um, da, este alegerea perfectă. și vreau să spun că bușra, uleiul de la nasim, bine, dacă aveți de exemplu EDP-ul, îl am și pe acela chiar două sticle, pentru că bușra este aroma mea preferată din ceea ce înseamnă gama de buget dacă doriți acasă-i nasim. Valabil și acea variantă, dar nu trebuie neapărat să vă achiziționați uleiul, eu l-am achiziționat deoarece pur și simplu mă obsedează aroma sa. Bun, următoarea variantă de layering. Astea le pot da, le pot arăta um, tot Dubai Collection. Este acea variantă de layering pentru acea doamnă elegantă, pentru acea doamnă care nu știu nu că vrea, dar pur și simplu merită complimente și le primește, da? Și vorbim aici despre Lumier L de la Fragrance World și Nordsteg 4 de la Periscorner. Corner. Combinația aceasta, varianta aceasta de layering este demențială. Ce obții de aici? Hai, Doamne. În afara faptului că Ambele parfumuri sunt din categoria Vai de Viața mea, de sine stătătoare, și Nordsteg 4, din punctul meu de vedere, este total unisex, însă Lumier L, din nou, din punctul meu de vedere, este 100% feminin. Ei bine, în momentul în care combine aceste două parfumuri, ai, cum să spun eu, ai floare de portocal, dar genul acela de floare de portocal dulce, dacă doriți, ai mandarinele acelea zemoase, suculente, dulci, da? Nu știu, e genul acela de um, combinație ce e una personală, aș purta-o la un eveniment, da? Pentru că, nu știu, are acel aer elegant, da? Mă duce cu gândul la ceva elegant și, în afară de treaba aceasta, um, genul acela de. Eleganță estivală, dacă are sens, da? datorită lui Nordsteg 4. Îi conferă doza aceea de citrice dulci, dacă doriți, lui Lumier El. Așadar, dacă l aveți pe nenicul roz, veioza roz și vi se pare că este cam copleșitoare pentru vremea de afară, adăugați Nordsteg 4. Bun, următoarea variantă de layering este pentru acea prințesă tropicală, da? Acea Malibu Princess sau cum vreți dumneavoastră. Nu știu ce am anul acesta, eu de felul meu nu prea sunt în zona parfumurilor tropicale, însă anul acesta am dezvoltat o mică obsesie. Și uh, cea mai cea, pentru că vorbim de top best-of, cea mai cea variantă de layering pentru mine o reprezintă Hanan de la Fragrance World combinat cu Hair. Fusion de la Paris Corner și da, voi vedeți atât din acest Hair Fusion, deoarece prima sticlă este gata, da? este golită. Nu există parfum pe lumea aceasta care să nu poată fi combinat cu Hair Fusion. În umila mea părere, ce avem aici? Doamne, Dumnezeule, Hanan este uh, Malibu într-o sticlă. Ai banane, ai fructul pasiunii, ai guava, ai tot ce este mai dulce, dar nu dulce copleșitor, dulce tropical, da? Căruia tu îi, tu îi adaugi o extra doză de licii. Licii efervescent la început, iar către dry down mai degrabă bombonele de licii, da? Și combinația aceasta este top. Dar top din toate punctele de vedere. Oricum, cam toate. Dacă e ceva cu performanțe mai slabe, o să specific treaba asta, dar nu avem. Credeți-mă că nu avem. Da? Deci, dacă ești acea Malibu Princess, Malibu Queen sau ce vrei tu, combină-le. combină -le. -le că e demență. Bun. Pentru genul acela de, cum se spune pe TikTok și pe Instagram... Clean Girl estetic, da? Am, din nou, de la Al anik Mask Tahara și Mystic Bouquet de la Afnan. Um, aici, ce avem aici? Al anik Mask Tahara este muscul acela tahara de la mama lui, între ghilimele, dacă vreți, da? Cu genul acesta de consistență, da? Treaba aceasta pur și simplu o aplici, hai că mi-am dat și eu puțin pe mână, o poți aplica strict pe piele, Da, eu nu am încercat să-mi aplic treaba asta pe lungimea părului și pur și simplu masez până se absoarbe. Da? Doamne Dumnezeule! Și este fix aroma arhi cunoscută a moscului Tahara. Ce înseamnă moscul Tahara? Uh, Moscul Tahara este cea mai iubită aromă, da, de către Doamne și Domnișoare din uh, Orientul Mijlociu. Aroma aceea curată, dar care îți transmite feminitate totodată, puritate, dacă vreți. Uh, o aromă de care pur și simplu m-am îndrăgostit anul acesta, da? Dacă anul trecut în vară am început să iubesc moscul, anul acesta cu precădere se pare că am o înclinație către zona Romei de Mosc Tahara. Și nu are rost să mai vorbesc despre mistic buchet de la Afnan pentru că toată lumea îl are, toată lumea îl iubește, este acea aromă inspirată de Valaia de la PDM și da, după ce s-a așezat, și după ce l-am testat, paratestat și abuzat, da, în momentul de față, după macerare, în umila mea părere și după simțurile mele, este 95% valaia de la PDM, în special în Dry Down. Da, în special acolo. Și da, treaba aceasta combinată dă super, super bine și e genul acela de aromă, cum să spun eu. Nu pot spune diafană pentru că nu vreau să fiu greșit înțeleasă la modul că e ceva șters. Nu, este o aromă foarte prezentă, dar nu este nimic opleșitor. Da? Și cu toate acestea atrage complimente. Următoarea variantă de layering este pentru acele doamne și domnișoare vesele, mereu puse pe șotii. Vine de la Hadlaj, și vorbim aici despre Cristalia Primaso și da. Îl vedeți pentru prima dată aici pe YouTube o intrare recentă în viața mea, dacă doriți, și despre Malica Red. Bun. Uh. Am ales această variantă de layering deoarece o văd de acolo, da, văd uh, genul acela de fată girly, uh, fiind de tot sexy, pusă pe șotii, care zâmbește tot timpul, care e tot timpul veselă și așa mai departe. Însă, Malika Red este uh, uleiul acela ce mi-a dat viața peste cap, doar că am făcut o mică descoperire între ghilimele în sensul că Parfumul Casei Lafid subdiviziunea Casei Hadlaj și anume Cristalia, Cristalia Primaso, are aceeași aromă cu Malica Red. Aceeași. Aș putea spune doar că o idee, dulceața este mai temperată în EDP, da, dar ca um, sursă de proveniență sau nu știu cum să mă exprim, da, sunt 95% identice la aromă. Așadar, dacă iubiți Malica Red, dar nu prea sunteți în zona uleiurilor și preferați în continuare de urile Safe Blind by Cristalia Primaso de la Lafid. În altă ordine de idei, dacă iubiți Kayali de Juicy Apple, da? Safe Blind by. Pentru că pe mine una cel puțin mă duce extrem de mult în zona acelui parfum. Și treburile acestea două, indiferent că aplicați uleiul pe piele, apoi veniți cu parfum, indiferent că aplicați uleiul pe lungimea părului și pulverizați parfumul pe haine, pur și simplu veți fi învăluite de uh, mărul acela roșu, uh, zemos, suculent, dulceag, dar nu este dulcele acela copleșitor, undeva în fundal. Da, undeva în fundal, eu nu știu de ce am senzația de fructe de pădure. Nu pot pune cu siguranță nu pot să spun la modul sigur, stai că e smeură sau stai că sunt coacăze sau așa mai departe. Însă undeva în fundal, habar n-am notele în momentul de față, eu resimt și izul acela de uh, fructe de pădure. Dar din nou, una din uh, combinațiile foarte, foarte wow. Bun, din zona... și aici trebuie să facem... hai că fac așa. Pentru că avem din nou genul acela de sticlă ce nu poate fi arătată. Din zona um, tropicală acvatică, dacă există, dacă nu o inventăm noi acum, avem Taskin Marina de la Paris Corner și Baracat Aqua Evum de la Fragrance World. Și da, bilțini intenționat invers și fără capac și da, a se vedea cât s-a băut cu de ce s-a băut în halul acesta? Apropo, Aqua Evum este genul acela de aromă total unisex pentru mine și pentru gusturile mele. Uh, fin acvatic, fin citric, un mos ca zice eu, ceva fin dulceag aici. Dar Taskin Marina este acel grefruit tăiat și servit la malul mării, izbindu-te briza mării sau, sau, a oceanului în față. Da? Deci, Taskin Marina, nu știu, inițial când l-am achiziționat, nu prea m-a dat pe spate, însă, sincer să fiu, după o săptămână și jumătate, mi-a dat dependență. Și da, ambele îți dau aroma aceea marină, dacă vreți, izul acela acvatic, fiind de tot citric. Și nu știu, e genul acela de aromă pe care o poți purta la 40 de grade. Deci, chiar dacă sunt 40 de grade afară, tu te poți îmbăia în aceste două parfumuri mega-liniștit, deoarece, în opinia mea, este um, atunci când le combini, obții acea aromă total, total unisex. Bine, sinceră să fiu, Marina nu îl văd cu absolut nimic să fie strict feminin. La cum miroase, eu cu siguranță l-aș cataloga Unisex, da? Are grefruitul acela proaspăt și mm, izul acela de briză marină, da? Aerul acela fresh. Bun. Uh, din nou, pentru genul acela de doamnă, cum să spun eu, clean, clean girl estetic cu fine atingeri tropicale. Avem Bedur de la Arabiat Prestige și Nasim Twin Paradise. Acest Bedur este o inspirație pentru Valaia de la PDM. Și da, deschiderea, exact cum v-am spus în momentul în care i-am făcut unboxing, nu este fix de acolo. Însă, pe măsură ce se dezvoltă, te apropi destul, destul de mult. 90%, dar din nou și el este la macerat. Iar Twin Paradise de la Nasim pentru mine este acel flanker de Valaia. Nu știu cu cine am vorbit ori pe Insta, ori pe grupul meu de Facebook, habar n-am. Știu că i-am mai spus cuiva treaba asta. Pentru că eu resimt pur și simplu ADN-ul lui Valaia, căruia tu îi adaugi ceva nucă de cocos, dar nu e genul acela de, uh, cum să spun eu, iz de nucă de cocos mega sintetic, da? Nu, din contră, nu resimt absolut nimic sintetic în acest parfum. Um, Nasim este acea casă de parfumuri cu ce are produsele pe bază de apă. Scuze, revenim. Um, Twin Paradise de la nasim este acel parfum pe bază de apă fără alcool Ce înseamnă asta? Înseamnă că pleci la mare, pleci la piscină, um, vrei să-l aplici pe păr, aplică uh, parfumuri de la nasim. De ce? Pentru că neavând alcool nu ți irită pielea atunci când te expui la soare uh, Nu ți deteriorează părul, um, de exemplu parfumurile obișnuite da? Dacă le pulverizezi pe păr, în timpul vei deteriora Însă, dacă pulverizezi parfumuri fără alcool sau uleiuri, părul tău e safe. Bun. Și treburile acestea două, uh, mie îmi plac foarte, foarte mult. Aroma finală mie îmi place enorm. Pur și simplu este, exact cum v-am spus de la bun început, acel flanker de Valaia. Îți place ADN-ul de Valaia? Uh, îl iubești? Atunci această combinație te ține în aceeași zonă, doar că Îți adaugă acel vibe că detest cuvântul, dar, na, asta îmi vine acum în minte, fiind de tot tropical, da? Mai avem aici, um, din nou, o variantă de layering, nu știu, genul acela care poate fi inclusiv uh, layering, semnătură, <laughs> și anume Supreme Mask de la Afnan, uh, parfum de tipul ei, și Lin de la. Ahmed al Maghribi lin de la Ahmed al Maghribi fiind acel. La cost pur de la la cost pe steroizi da căruia tu îi adaugi genul acela de mosc din. Um, nu știu de ce. Tot pe grupul meu de Facebook vorbeam despre aroma lui mask de la mai pentru mine am testat mask de la My Geisha. Îmi place însă, are ceva ce mă deranjează în el, nu pot să-mi dau seama ce. Dar suprim mask, această, acest ulei parfumat, mă duce extrem de mult, cam 80-85% în zona aromei mask de la My Geisha. Și dacă le combin pe cele două, pur și simplu ai acel Lacoste Purfam în continuare peste Roiz, doar că adăugându-i moscul acesta, nu știu, pur și simplu parcă îi dai o gură de aer proaspăt, dacă are sens, îți conferă nu, o prospețime dacă doriți, da? Din nou, un flanker de la cost Purfam, ceva mult mai ușor de purtat pe timpul verii. De ce spun mult mai ușor de purtat? Da, e adevărat, dacă ai la cost Purfam OG, originalul, și nu ai acest Ahmed al Magribi lin, S-ar putea să spui, păi da, da, mie mi-e destul de lejer. Ei bine, uh, Lin de la Ahmed al Maghribi este extract de la cost, fam, dacă doriți, da? Atât este de uh, puternic, de concentrat, de persistent, de 10 din 10, categoric. Oricum, mai am puțin din el, da? Și în momentul în care va fi pasticluța, cu siguranță mai vine una. Următoarea variantă, uh, aș cata o sexy, jucăușă și da, din nou trebuie să dau un uh, capac jos pentru că ce să vezi și această sticlă seamănă și mai bine să o țin eu invers. Și vorbim despre Zimaia Exquisite și Love Story de la Ahmed Al Maghribi. Uh, știți deja, dacă mă urmăriți, că Zimaia Exquisite uh, mi-a dat uh, vara peste cap la capitolul Descoperiri Parfumate, dar Lin, nu Lin, Love Story. Am rămas la Lin. Love Story de la Ahmed Al Magribi este acel parfum care anul trecut mi-a dat vara peste cap, da? Alături de Rare Passion de la Afnan. Um, cum miroase Love Story? Love Story este acel profil olfactiv destul de apropiat de Meliora de la PDM sau de um, Amethyst de la Lalique. Și dacă combin trebișoarele acestea două minunile, acestea două parfumate, obții acea, um, ești în continuare și vorbesc de excuizii de la Zimaia, ești în continuare cu acea înghețată de vanilie și fructe de pădure, căreia îi adaugi un uh, topping dens și delicios de fructe de pădure. Ce să vezi, dar da. Foarte, foarte faină, dacă vi se pare uh, ușor, copleșitor, zimaia exquisit, deoarece e una personal, aici resimt cea mai frumoasă vanilie, da, din zona Middle Eastern, uh, adăugați o leacă de Love Story, ca să fie bine, să nu fie rău. Bun, următoarea variantă de layering este foarte cald și eu filmez cu... Tot ceea ce înseamnă geamuri, uși, terasă, balcon, cum vreți voi să-i spuneți, închise, deoarece muncitori. Bun. Este genul acela de variantă de layering din zona gurmandă, și vorbim aici despre chisa Delicious și Beirut de la um, Haifa. M-am zăpăcit complet. De ce m-am gândit eu să combin aceste două parfumuri? Păi, Khisha Delicious. Oricum, ca parfum de sine stătător, în opinia mea, este gurmandul perfect de vară. De ce spun asta? Pentru că nu este dens, nu este copleșitor, nu e ceva să te leșine, nu. Ai pur și simplu acele bezele din cacao, ciocolată, cu ceva felii de portocală confiate. Da? Dar nu este nimic, nimic copleșitor și ceva lactonic. Bun! Dacă combini cu Beirut, care v-am mai vorbit eu despre el în acest videoclip, pentru mine Beirut este copilul dintre lira și devotion, da? Este, iar țin sticla invers, este nebunie curată. Deci, combinația asta este magnet de complimente, este tot ceea ce vrei, doar dacă, doar dacă iubești zona aceasta gurmandă, da? Obții. Vei merge în continuare pe acea bezea de cacao, de ciocolată, vei avea în continuare parte de acele uh, felii de portocale glazurate. Glazurate? Da, în fine. Uh, trase în tigaie, caramelizate mai degrabă, și uh, vei primi și o chestie, cum să spun eu, un aer răcoritor datorită lămâiei. Confiate din Beirut, da? Cam asta se întâmplă. Împreună, 10 din 10. Bun. Dacă ești genul de persoană, pentru că este din nou o combinație total, total unisex, care, cum să spun eu, vrei ceva, nu știu, să-ți bucure sufletul, să te bine dispună, întâi și întâi de toate, pe tine. Și da, iar stați că trebuie să țin sticla și invers, să-i dau și capacul jos. Vorbim despre uh, Intro Ivory Mask de la Fragrance World și la ECA sau Laica, cum i-am spus eu în și în videoclipuri, de la Nasim. Și ca să înțelegeți, ca să las eu parfumul jos, atât mai am. Atât mai am din uleiul acesta. Uh, Laika, Laika <laughs> de la Nasim, așa se scrie, este uleiul meu preferat de la această casă uh, cu siguranță momentul în care se va termina și eu preconizez cam o săptămână îmi voi readuce o sticlă în viață în viața mea iar intro Ivory Mask este acel parfum inspirat de inicio, initio um, cum se spune Uh, Vilin linserez pe undeva pe aici că nu am un lapsus și nu mai stau să-mi stor creierii acum. Uh, nu este chiar, cum să spun eu, nu pot spune că este 95%, dar un 85% este apropiat de acela, da? Plus că este la 109 lei, dacă nu mă înșel, fără roș, 25 pe Dubai Collection, deci nu aveți ce să pierdeți. Ce obții dacă combini trebișoarele acestea? Ai muscula acela pufos, fost dulceag, fiind de tot dulceag cu o explozie de data aceasta de fructe. Dar când spune explozie, este pur și simplu explozie. La fel, mai vorbeam cu cineva fructe dulci, fiind de tot tropicale. Stați așa, stați că uleiul ăsta mă exorcizează. Da? Ai ananas aici, ai ananasul se resimte foarte, foarte bine. Dar este genul acela de ananas copt, da? Nu este unde ești? Nu este ananaș... Ananașul. Nu este ananasul din bușra, da? În bușra ai ananasul acela fiind de tot confiat, dacă are sens. Ei bine, în laica sau laica ai acel ananas copt, proaspăt tăiat pe din două, da? Dar, capacul jos, foarte, foarte faină combinația și categoric genul de aromă total, total unisex. Bun, minutul 30, hai să tragem tare. Mai avem, mai avem câteva. O altă combinație de data aceasta strict pentru doamne este cea compusă sau formată din Hawa de la Zimaia și Rare Passion de la Afnan. Știți deja obsesia mea pentru Rare Passion, știți că sunt la a doua sticlă, știți că, Doamne Dumnezeule, e parfumul acela care nu mă mai satură Dumnezeu mirosindu -l. Iar Zimaia How I Red este um, șampania cea efervescentă de fructe de pădure, ceva căpșuni, o inspirație pentru... Dior Rouge Trafalgar, da? Trebișoarele acestea două, două, floarea de portocal de aici, pufoasă, dulceagă, dacă vreți mai degrabă cu seva florii de portocal, da, are o dulceață aparte, combinată cu efervescența lui Zimaia Hawa Red, 10 din 10, top, tot ce vreți dumneavoastră. E genul acela de aromă Um, elegantă, dar sexy, rafinată, exclusivistă, dacă doriți, genul de aromă ce eu aș purta-o la un eveniment sau într-un club sau așa mai departe, da? Nu este genul acela de, um, cum să spun eu, aromă de purtat de zi cu zi când mergi la Lidl sau așa mai departe. Este altceva. Bun. Pentru genul acela de, hai că am înnebunit cu genul acela, genul acela, pentru tipul acela de, cum să spun eu, doamnă șaica, știu că se spune în lumea middle eastern sau hanăm tot în lumea middle eastern, dar pe partea turcilor, uh, genul acela de um, madre, de căpetenie a unui clan sau așa mai departe. Avem La Venture Fam de la Al Haramain și Musamam White Intense de la Latafa. Aceste două parfumuri sunt bombe, sunt nucleare, sunt fantastice ca arome de sine stătătoare, da? 10 din 10, deja Musamam White Intense în la a doua sticlă. La Venture Fam de la Al Haramain mai am din el deoarece eu am sticla mare. De 100 de mililitri, însă, cu siguranță și acesta va reveni în momentul în care se va termina în viața mea, pentru că aici pur și simplu ai Creed Aventus for Her combinat cu um, Musamam White Intense, v-am mai vorbit eu despre el. Pentru mine e o combinație între, um, cum îi spune doamne, Gris Arnel și Versace. Crystal Noir, ceva de genul pe undeva pe acolo, da? Deci, concluzie, scur pe doi, pe repede, înainte. Combinația asta este divină. Este divină, da? Mergi pe aceeași... Hai că încep cu da, nu știu. Uf, ne adunăm. Bun. Mergi pe um, genul acela de aromă tipică lui Creed Aventus For Her, da? Ceva lejer de vară. O atingere de ananas pe undeva pe acolo, căruia îi adaugi partea cremoasă, aș putea spune, a lui Musamam White Intense. Da? Cam asta înseamnă combinația asta pentru mine. Însă este genul acela de aromă categoric, 10 din 10 din absolut toate punctele de vedere. Și sinceră să fiu, hai ca să spun nu chiar locul întâi, este top 3 la capitolul complimente din ceea ce am experimentat eu și din ceea ce vă arăt acum. Îmi cer scuze puțin, beau o secundă puțină apă pentru că mă tot uit la ceas că mai avem câteva variante și nu vreau să fie un clip de o oră. Bun, ne-am adunat, ne-am ne, -am, ne -am adunat. Pentru Doamnele și domnișoarele, ce sunt în zona parfumurilor bezeloase, dacă are sens, am găsit varianta de layering bombă. Bezeaua supremă, regina bezelelor, nu este nimeni alta decât combinația formată din bedur extrem de la Arabiat Prestige, un parfum inspirat din Oriana, de la PDM, și Diwani Beirut. Diwani Beirut, un parfum cu ADN de sine stătător, creație, cum se spune, da? Nu este inspirat din nimic altceva, însă, contrar notelor listate, da? Pentru mine, Diwani Beirut este acea bezea uriașă, imensă, aș putea spune, cu un fiind de tot de piersică și foarte mult, nu foarte mult, cu un fiind de piersică, o parte lactonică și o fină atingere de cocos. Nu știu de ce, nu știu de ce. Și da, Diwani Beirut l-am purtat ieri, dacă nu mă înșel, sau zilele trecute, mă duce cu gândul către mai multe parfumuri, însă nu pot pune degetul pe ceva, pe vreunul din ele cu exactitate. Dar, nu știu, este ca și cum ar fi un mix între mai multe parfumuri din zona aceasta. Da? Ceva bezele, ceva fiind de tot lactonic, ceva fiind de tot uh, tropical, izul acela de cocos și o piersică finuță. Pe când Bedur Extrem, un parfum despre care nu v-am vorbit momentan, din nou, este Bezeaua Supremă. Deci este bezeaua supremă, atât pot spune. Și dacă ai combinat aceste două parfumuri, s-a terminat, s-a pus punct, nu va mai exista nicio altă doamnă sau domnișoară mai bezeloasă, între ghilimele, decât ești tu. Bun. Pentru 1, 2, 3, 4, 5, mai avem 5. Doamne ajută să... Sunt un pic tensionată, ca să mă înțelegeți, deoarece am 20 de variante de layering și caut să vorbesc câte puțin, să explic cât pot de bine și să mă fac cât de bine pot înțeleasă din fiecare variantă, da? Pentru că am adunat aici top, crem de la crem, variante de layering pentru vară. Sunt, bineînțeles, foarte multe, însă eu am zis să vorbesc despre cele mai wow. Pentru iubitoarele aromei alien, pentru iubitoarele parfumului Alien, dar nu știu cum să zic eu, poate vi se pare mult prea mult să-l purtați ca parfum de sine stătător vara. Pink Fame de la Fragrance World și Alfaris. Da, Alfaris este nou, nu m-ați văzut până acum cu el și da, lichidul este închis la culoare, dar nu pătează. Da? Deci nu pătează. Cel puțin pe ce am testat eu, nu a pătat. Uh, Pink Fame, știți, este inspirația pentru uh, Alien Goddess Alfaris, nu v-am vorbit despre el fiind nou Alfaris a ajuns la mine din cea mai mare curiozitate Pentru că el, pe site-ul celor de la Dubai Collection, unde le puteți găsi pe ambele Este listat ca fiind o inspirație um, dintr-o uh, dintr altă variantă de layering, dacă doriți Și anume Alien și... Um, Invictus, dacă nu mă înșel, o să vă inserez pe undeva pe aici. Ei bine, am stat eu și m-am gândit, zic, Doamne Dumnezeule, cum ar mirosi o, o combinație între Alien și Invictus? Ei bine, și pe acesta îl pulverizăm. Oh, miroase demențial! Jur, deci eu nu m-aș fi gândit niciodată să combin Alien cu Invictus. Vă spun cu toată sinceritatea. Lăsând gluma deoparte. Este total, total unisex din punctul meu de vedere. Și da, în deschidere resimți um, iasomia aceea indolică, tipică lui Alien. Ai ceva din ADN-ul lui Alien, însă pe măsură ce se dezvoltă uh, apare și partea aceea acvatic, acvatică, dar, dar bubblegum totodată, din Invictus. Eu cel puțin așa, pentru mine asta înseamnă Invictus. Și, deci, încă o dată, el ca parfum de sine stătător este pur și simplu rezultatul direct al unui layering, da? Și categoric, pentru mine e 10 din 10. Nu m-aș fi gândit și a fost una din cele mai frumoase surprize, dacă vreți, în legătură cu parfumeria Middle Eastern, deoarece eu sunt fiartă pe ADN-ul lui Elian. Ei bine, ce se poate întâmpla dacă combini um, Alien Gades, adică Pink Fame, inspirația sa și o parte din Alien și o parte din Invictus. Ei bine, ai ADN-ul lui Alien, ai și izul acela fiind de tot tropical, da, de aici, din Pink Fame, din Alien Goddess, însă vine din spate, dacă doriți, izul acela fiind de tot acvatic și o combinație, cum să spun eu, este ca și cum stai la malul mării și mesteci cu babuba. Da, cam asta este. Un aer acvatic plus izul celălalt de bubblegum. Da? Trebișoarele acestea două, doar și doar dacă iubiți ADN-ul lui Alien, o să vă dea vara peste cap. Garantat, garantat. Dacă nu, cel puțin Alfaris, ca parfum de sine stătător, exact cum v-am spus, este o variantă de layering gata făcută într-o sticlă. Bun, pentru, din nou, pentru genul acela de doamne și de domnișoare, deoarece în opinia mea este o variantă de layering, clar, feminină, care sunt în zona, cum să spun eu, zona clean, dar și feminină totodată și o atingere florală, avem Francic 63.55, da, parfumul acela cu nume de post de radio, care, apropo, a revenit la Dubai Collection, și Kismet for women de la Maison Alhambra. Aici avem acea inspirație de Gri Arnel, aici avem acea inspirație de Killian Good Girl Gun Bad. E bine, Gun Bad, bed, nu un pat, rea, înțelegeți voi. E bine, treburile acestea combinate, nu știu, ai, 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 <laughs> ai, 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 exact, ai, 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 da? Ai acel aer feminin, ai partea aceea ceioasă, curată, dată de postul de radio Francic, dar căreia îi adaugi o piersică, aș putea spune eu, cu ceva flori albe, în special tuberoză. Și da, știți, dacă sunteți de ceva timp, nu prea mă împac cu tuberoza. Însă, Chismet Foruman e, e fix cum trebuie, mai ales acum. Da, mai am foarte puțin din el, s-a și așezat, cred că are deja un an de zile la mine, dacă nu și mai bine Dar revenind la varianta de layering, ai pur și simplu starea aceea, senzația aceea de spa, da? dată de ADN-ul lui Gris Arnel Locul acela în care te relaxezi, spaul acela unde servești și un ceai și te deconectezi de realitate, de problemele de zi cu zi și așa mai departe. Și um, alături de ceaiul acela care ți este servit aici, um, ai și câteva felii de piersică și buchețelul acela, nu știu, undeva în decor de tuberoză. Da? Combinația celor două parfumuri este divină, divină. Sinceră să fiu, um, tuberoză de aici de fapt asta vreau să spun, dacă sunteți ca mine și dacă tuberoza nu vă place în orice parfum, uh, fransic 63.55 Parcă o acoperă, dacă doriți, da? O înlocuiește parțial cu izul acela de ceai de smochine, ceai latte mai bine spus, nu ceai de smochine Bun, pentru... nu știu ce am avut anul acesta... Pentru că da, mai e o combinație. Suntem la ultimele trei. Uh, cu parfumurile cu mere. Da? Încă o nebunie din capul meu anul acesta, pentru că eu de felul meu nu sunt fiartă pe parfumurile ce conțin nota de măr. Dar avem Cristalia Imperio de data aceasta de la Lapid și da, este suriorul lui Cristalia Primaso și care credeți? Cu ce credeți că am putut eu combina? Cu mărul, pentru că da, eu simt și măr acolo. Ce mi-a dat din nou vara peste cap și anume zelenii de la Ahmed Al Maghribi. Deci, deci, dacă ești în zona mărului al lui Adam Aleve sau care vrei tu, combină treburile acestea două. Uh, Cristalia Imperio. Nu o să intru în foarte multe detalii Deoarece Oana Te pup Oana uh, Mi-a scris pe grupul meu de Facebook Că ce ar fi să vorbesc despre cele două uh, Cristalia da? De la Lafid Și da, voi face un videoclip pentru că într-adevăr Pentru 100 de lei 100 de mililitri cât costă ele Miros demențial Deci jur m-au dat pe spate Revenind la Cristalia Imperio Ce avem aici? Avem oh. Mărul acela uh, dulceag, fiind de tot caramelizat, dacă doriți, are și un fiind de tot iz, tot așa, ceva ce mă duce cu gândul către uh, guma de mestecat, da? și ceva ce mă duce cu gândul către o. Prăjitură cu mere, dar nu mergeți, atenție, nu mergeți către latura aceea de uh, plăcintă cu mere din Killian Angels Share Nu are nicio legătură. Da? Deci nu are nicio legătură. Iar zelenii nu mai are rost să spun: oh, Aș putea trăi toată viața uh, trăgând pe nas acest parfum, da, sunt divine. Sunt divine ca arome de sine stătătoare, însă împreună nu știu, singura cerință, dacă doriți, e aceea să îți placă nota de măr, da? Este mărul suprem, dacă vreți. Oricum, mai avem un măr, însă acela este unisex, dar până la acela, dacă vorbim de mere, hai să vorbim și de cireșe. Și o combinație din nou foarte, foarte wow, în opinia mea, apropo, Blue Bee de la Twins. Uh, nu mai știu, știu că doamna Catinca și a mai fost cineva care a insistat ca eu să-mi iau doina, doina, Do da? Deci vă pup amândouă și pe doina și pe Catinca să rămână din suflet că mi-ați recomandat să cumpăr parfumul acesta. Apropo, Gamma Twins e la 50 de lei fără roș 25 pe Dubai Collection. Cum miroase Blue Bee? După cum arată și după cum se numește, V-ați gândit la acel parfum albastru masculin și așa mai departe, da? Zona, cum să spun eu, uh, Invictus, uh, Versace, Dylan și așa mai departe, dar eu aici simt dulceață de cireș. De, ce deci eu asta simt? Habar -am ce note are, dar eu asta simt. Dulceață de, dulceață de cireșe, dulceață de vișine, da? Și este cu siguranță și moscul acela care îmi place mie pufos, delicios. Dar dacă combin irida extre și ăsta e sticla aceea care îmi distruge mie imaginea, dacă reflectă. Dacă combinați irida extre cu blue bee, sunteți regina vișinelor, cireșelor, tot ce vreți dumneavoastră, da? Pur și simplu, Oh, 10 din 10. 10 din 10 la capitolul performanțe pentru că irida extre, logic, este un extract, stă pe tine, nu pleacă, nu fuge, rămâne acolo și îi sporești pur și simplu dulceața, da? Dacă ți se pare că nu e suficient de dulce pentru tine, să spunem, pentru că aici avem și acel ghimbir, da, acel ghimbir ce îi conferă am scăpat acel ghimbir ce îi conferă efervescență pulverizează și puțin Blue Bee de la Twins și vei fi bombiță bombiță de bombiță și ultima variantă de layering dar nu cea din urmă și din nou o variantă de care eu cred că voi abuza toată toată vara Vorbim aici despre o variantă total, total unisex și trebuie să scot un capac și voi ține sticla invers. Aici nu e cazul. Nu, nu cred că e cazul. Ba, hai, vedem. O încercăm. Vorbim aici despre Midori de la Fragrance World. Da? Inspirația pentru Green de la PDM și Mauge Apple Tini, cred eu că se pronunță, de la Periscorner, Corner inspirația pentru Killian uh, Apple Brandy on the Rocks. Treaba aceasta este viață. Deci este viață. Aș purta mașin băian în, în uh, aceste două parfumuri la cel mai exclusivist garden party. Uh, la cea mai exclusivistă, uh, nu știu, la cel mai exc exclusivist eveniment petrecut în aer liber. Da? Ele ca parfumuri de sine stătătoare sunt divine. Chiar dacă Midori de la Fragrance World este marketat ca fiind acel parfum 100% masculin, pentru mine este 100% unisex. De ce spun asta? Pentru că avem aici măr verde, avem aici ceva mentă, Nimic opreșitor, totul bine, bine blenduit. Este pur și simplu uh, aroma aceea lejeră, perfectă pentru 45 de grade, da? Deci, dacă sunt 45 de grade afară, dă-te de la Fragrance World și te simți răcorit sau răcorită. Iar, mauja pletinii, ei pletinii, Doamne Dumnezeule, știți că eu am și varianta Rogue, uh, Spirit on the Rocks se numește și nu regret că am și mauș deoarece sunt ceva diferențe. Spirit on the Rocks, varianta Rogue, mi se pare mai potrivită pentru vremea ușor mai rece, iar mauș de la Apple Tini, mauș Apple Tini de la Paris Corner, E genul acela ce nu deranjează acum pe timpul verii, da? Ce e aici? ai același măr uh, copt, delicios, ceva zahăr, nu știu de unde, dar îmi dă la nas treaba asta cu ceva zahăr și ceva rom, coniac cu cu burte gheață în el, da? Nu este izul acela buzi extrem, extrem de copleșitor. Nu, categoric nu, uh, cu siguranță nu. Uh, mai degrabă, din nou, Spirits on the Rocks mi se pare o idee mai buzi decât mauși. Da? De asta spun că Mauș mă ține în zona unui parfum buzi de vară, dacă doriți. Da? Buziul de aici este foarte, foarte bine echilibrat. Dar ce se întâmplă când combine aceste două arome? Pur și simplu ai același pahar de coniac, da? că și sticluța, ai acest pahar de coniac de whisky, de ce vreți dumneavoastră. Aici se vede, e partea asta verde, da? Ai ceva suc de măr verde în el, atunci când combine aceste două parfumuri, da, ai ceva suc de măr combinat cu rom, coniac, ce vreți dumneavoastră, aici de jur împrejurul paharului, gândiți-vă, încercați să vizualizați că este zahărul acela, da, ați văzut cum se pune de obicei la șaturi, la tequila, sper că nu zic prostie acum, că nu sunt eu mare consumatoare de alcool, se pune zahăr aici de jur împrejurul paharului, da, deci, Recapitulăm, <laughs> ai paharul de băutură, ai în interior rom, whisky, ce vrei tu, nu, rom și coniac, nu ce vrei tu, da, ai uh, sucul de măr, ai zahăr de jur împrejurul uh, uh, gurii paharului și ai câteva frunzulițe de mentă, da, și... Doamne, deci am purtat zilele trecute varianta aceasta de layering și pf, era tot așa, o zi din aceea mega extra hipercaniculară, dar nu a deranjat pe nimeni, nici eu nu m-am sufocat, dar jur, cu patru persoane m-am întâlnit în acea zi, toate patru m-au întrebat ce porți. Deci jur, nu, nu știu cum să spun eu, nu este o aromă întâlnită la orice pas, da? este altceva. Este altceva și credeți-mă că merge, nu are picioare, dar merge foarte bine acum pe 40 plus de grade. Am zis că nu vorbesc o oră, dar ce să vezi, am vorbit o oră. Dar am o scuză că am vorbit despre 20 de variante de layering. Atât am putut, deci atât am putut. Am adunat crem de la crem. Aici și -i. Bun, Ralu, sper că ești mulțumită, ești încântată de ceea ce am prestat astăzi, dacă ați rămas cu mine până la final, vă mulțumesc din suflet, dacă doriți, unde mi-am pus, nu mai găseam o sticlă, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră sau ce variantă de layering purtați dumneavoastră și dacă nu un punct, o virgulă, o literă, o ceva acolo, o dudă, o măslină, cum zic eu, dar... Ce vreau eu de la dumneavoastră? Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii, nu 20, nu 10, nu 5, câte vreți dumneavoastră, chiar și măcar una singură. Variante de layering um, ce le-ați testat sau experimentat dumneavoastră și sunt divine, demențiale, acum la 40 plus de grade. Vă mulțumesc din suflet! Blincurile le veți avea în bara de detalii, nu pentru toate parfumurile. Da? Deci tot ce Paris Corner Fragrance World este Dubai Collection, roș 25 pentru 10% discount. Ce este Zimaia Afnan Ahmed al Maghribi este Parfumas, doar acestea două sunt Vivantis. Da? În rest, nimic de nicăieri. Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare, mare drag și până data viitoare vă doresc din suflet zile cât mai răcoritoare, dar parfumate. V-am pupat!